Combaterea ambroziei, o prioritate în această perioadă. Un bărbat și-a pierdut viața în urma unui accident de muncă. Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe 21 mai pe Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena. Complexul Muzeal Arad, cu sprijinul Consiliului Județean Arad, în colaborare cu CENAFER, Muzeul CFR și AR Rail Club Arad, organizează expoziția de modelism și istorie feroviară, Călătorie cu trenul la muzeu, deschisă publicului arădean la Muzeul de Artă. Foarte bine lucrat, frumos interpretat, foarte bună ideea. Mi-au plăcut foarte mult detaliile pe care le au stâlpii de curent, copacii tăiați, casele și focul de tabără, terenurile de sport au fost foarte bine realizate și par foarte realistice. Noi am văzut multe trenulețe, un orășel întreg de terenuri de fotbal, de basket, de tenis, de toate sporturile. Am văzut foarte multe trenulețe care pe machete, care costă foarte mult. Multe trenulețe, chiar mi-a plăcut, mi-aș dori să am și eu așa ceva. Foarte multe detalii puse pe tot, case, mașini, oameni, trenuri. În cadrul expoziției, cei peste 20 de colecționari din Austria, Ungaria și România vor prezenta, într-un circuit interactiv care însumează 120 de metri de linii de cale ferată, machetele unor clădiri care deserviau transportul feroviar din depou până în stațiile de cale ferată. Spațiile muzeale ale Aradului se transformă în spații interactive. Avem nevoie de spații în care să fie viață. După cum puteți vedea aici, sunt 3 zile în care vă invităm cu drag să vedeți o istorie a trenului, o istorie a căilor ferate și nu numai românești, ci cele maghiare, cele austriace, pentru că avem exponanți din 3 țări. Ne dorim ca pe viitor acești mici critici care sunt aici, dar bine, copiii poate să vină de la 6 ca să ajungă la exponate până la 80 de ani. Ne dorim ca acești critici să ne dea mai departe variante și să ne spună ce doresc ei. Muzeul va fi un partener, cum am spus și în discursul de la începutul evenimentului, vrem pe Facebook, vrem pe toate căile de interacțiune ale instituției să ne trimiteți gânduri, vorbe și noi să le transformăm în fapte. Zilnic, vizitatorii vor descoperi alte tipuri de garnituri de tren care vor anima circuitul, de la primele locomotive cu aburi până la trenurile de mare viteză din zilele noastre, prezentând în mod interactiv dezvoltarea transportului feroviar începând cu anii 1835-1920, perioada căilor ferate de stat, când s-au construit marile rețele de cale ferate din întreaga lume, continuând cu modernizarea garniturilor de tren utilizată pe scară largă în perioada interbelică și a celui de-al doilea război mondial. Astăzi o să avem 900 de copii programați care vor vizita această expoziție. Este o expoziție interesantă în care am încercat să îmbinăm atât istoria feroviară cât și pasiunea celor care au făcut posibil această expoziție. Este o premieră pentru complexul muzeal. Avem colaborarea cu Muzeul CFR din București și bineînțeles cu celelalte cluburi feroviare din Austria, Ungaria și cluburi feroviare din România. În acest moment am reușit să adunăm cluburile cu care colaborăm de mai mult timp din Ungaria, din Austria, din România, de la București, de la Ploiești. Am reușit să punem cap la cap module care au în total linii de cale ferată 120 de metri aproximativ. Putem rula mai multe trenuri pe ele în același timp, din diferite epoci ale istoriei căilor ferate. Cluburile și pasionații feroviari construiesc aceste machete și în ani de zile. Aceste trenulețe, să zic așa, nu sunt jucării, ele sunt machete care reproduc fidel realitatea, așadar putem spune că sunt jucării, dar pentru oameni mari. Expoziția este deschisă până duminică, 22 mai.
Primăria municipiului Arad aduce în atenția cetățenilor faptul că aspectele cu privire la combaterea ambroziei sunt reglementate prin legea numărul 62 din 2018, ale cărei norme metodologice de aplicare au fost publicate în monitorul oficial încă din 2018. Conform legislației în vigoare, proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane. În scopul distrugerii buruienii și al prevenirii răspândirii ambroziei, se vor desfășura periodic lucrări de întreținere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode specifice. Aceste măsuri pot fi luate în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescențe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an. Nerespectarea obligațiilor de către proprietari sau deținătorii de terenuri constituie contravenție și se sancționează. Pentru recunoașterea acestei buruieni, puteți consulta site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale www.madr.ro, al Ministerului Mediului, precum și al Ministerului Sănătății. Un bărbat de 33 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident de muncă. Accidentul a avut loc joi seara, în jurul orei 18:45, în satul Bonțești, comuna Gura Hont. Conform datelor furnizate de IPJ Arad, a reieșit că un bărbat de 30 de ani din satul Iosaș, angajat al unei societăți comerciale din localitatea Bonțești, în timp ce manevra o auto utilitară în cuplu cu o semiremorcă, ar fi accidentat mortal un bărbat de 33 de ani din satul Frumoasa. Cadavrul a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Arad în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate cauzei accidentului. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și nerespectarea măsurilor privind securitatea și sănătatea în muncă. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul și luarea măsurilor legale care se impun. Un marș al refugiaților care fug din calea războiului dintre Ucraina și Rusia și care s-au stabilit la Arad a avut loc joi pe bulevardul Revoluției din centrul orașului. Oamenii au vrut astfel să marcheze ziua ei din Ucraina și să transmită un mesaj de pace. Și ne-am strâns aici lângă teatru și vrem să facem un marș până la catedrală Sfânta Treime să ne rugăm de pace. Vrem să arătăm la toți că noi nu am uitat despre patria noastră, despre ce se petrece acolo și vrem ca lumea să vadă că avem tradiții frumoase, că avem cântece frumoase și să ne ajute lumea, măcar să ne susție moral și să fie alături de noi. Mulțumim la toți! Unii dintre refugiați au purtat ie, oamenii au avut la ei steagul ucrainean, au cântat imnul Ucrainei și alte cântece despre Ucraina. Manifestarea, care a fost autorizată și a fost supravegheată de către jandarmi și polițiști, s-a încheiat fără incidente. Ти бережеш нас, ти тримаєш нас. Господи, якби не ти, то вже невідомо, що було б з нашою державою. Боже мой, ну твоя любяча рука, вона над нами, вона з нами, вона над нашою Україною, Господь. Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe 21 mai pe Sfântul Împărat Constantin și pe mama sa Elena. Sfinții împărați Constantin și Elena sunt cunoscuți drept cei care au dat libertate creștinismului. Despre împărăteasa Elena se spune că a fost prima femeie care și-a eliberat sclavii și a ajutat creștinii persecutați. Sfântul Constantin a fost fiul împăratului Constantinus Chlorus și a Elenei. S-a născut pe 27 februarie 272 în cetatea Naissus, astăzi Nis, în Serbia. După moartea tatălui său în 304, a fost proclamat împărat. Intră în conflict cu Maxențiu, fiul împăratului Maximian, pentru că acesta dorea să ocupe funcția pe care el o deținea. În ziua premergătoare luptei cu Maxențiu, în anul 312, Constantin a văzut pe cer o cruce luminoasă și o inscripție In hoc signum vinces. Prin acest semn vei birui. Noaptea în vis îi se descoperă Iisus Hristos, care îl îndeamnă să pună semnul Sfintei Cruci pe toate steagurile armatei sale. Constantin a ieșit biruitor
prigonitor din luptă. În anul 313 va da un decret prin care oprește prigonirea creștinilor și astfel creștinismul devine religie permisă în imperiu. Ce nu este bine să faceți pe 21 mai? În ziua praznicului nu este bine să divorțați sau să renunțați la o prietenie. Tradiția spune că în caz contrar, toată viața veți avea o pierdere în plan financiar sau sentimental. Totodată nu este bine să dați păsărilor cerului pâine pentru că risipiți sporul casei și nu trebuie să stricați cuibul păsărilor care au pui, oricât de zgomotoase ar fi ele, deoarece se crede că în familie vor fi necazuri tot anul. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad organizează începând cu data de 8 iunie un nou curs de expert achiziții publice, cod COR 214946, care include 20 de ore de teorie și 24 de ore de practică. În cadrul orelor de curs se acumulează cunoștințele necesare derulării procedurilor de achiziții publice, se analizează studii de caz, se discută spețe relevante pentru procedura achizițiilor publice. Tematica cursului vizează reglementări legislative în domeniu, noile directive, responsabilități în activitate, precum și utilizarea sistemului electronic de achiziții publice, a declarat președintele Camerei de Comerț, Gheorghe Seculici. Certificatul de absolvire se eliberează însoțit de suplimentul descriptiv cu competențele profesionale dobândite, respectiv comunicare interpersonală, comunicarea muncii în echipă, perfecționarea pregătirii profesionale, analiza legislației aplicabile specifice, planificarea achizițiilor publice, negocierea în cadrul procedurilor de atribuire, elaborarea documentelor de specialitate, derularea procedurilor de atribuire și finalizarea acestor proceduri. Cursul se adresează atât celor care sunt deja inițiați în domeniul achizițiilor publice, cât și celor care descoperă abia acum tainele acestui domeniu, a informat managerul Centrului de Formare Profesională din cadrul Camerei de Comerț, profesor Carmen Crișan. Condiție de înscriere, absolvenți de studii superioare. Actele necesare pentru înscriere în copie sunt carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie dacă este cazul, diplomă de studii superioare, trimise prin e-mail la adresa carmen.crișan@ccia-arad.ro. Informații se pot obține la telefonul 0730-188-299. O premieră națională este adusă pentru publicul arădean, iubitor de muzică și dans, de către ansamblul de balet Opera Vox. Spectacolul Eveniment Carmen va avea loc miercuri, 1 iunie, pe scena Teatrului Clasic Ioan Slavici din Arad. Spectacolul este oferit de ansamblul de balet al Operei Vox, alături de ansamblul de balet al Operei Maghiare din Cluj-Napoca și de elevi de la Liceul de Coreografie și Artă Dramatică Octavian Stroia din Cluj-Napoca. Este un spectacol de balet care a luat naștere din dorința unei mari balerine, Maia Plisetskaya. Aceasta i-a făcut o rugăminte soțului său, compozitorul rus Rodion Shedrin, pentru a adapta celebra muzica lui Bizet pe un scenariu de balet și pentru a reda prin forța dansului, dar și prin pasiunea trupului și prin expresivitatea gestului, caracterul și trăirile personajului principal la superlativ, personajului Carmen. Baletul Carmen are același fir narrativ și dramaturgic ca și spectacolul de operă cu același nume. Cunoscând ușor temele melodice a lui Bizet. Pe durata întregului spectacol apare destinul ca personaj. Prezența destinului va marca punctele cruciale din această poveste frumoasă a lui Carmen și a lui Don José, această iubire, unde apare, bineînțeles, și toreadorul Escamil. Și în cele din urmă vom observa că putem destăinui finalul, care nu este unul cu happy end. Prețul unui bilet variază între 40 și 60 de lei. Biletele pot fi achiziționate de la caseria teatrului sau online pe platforma ticketstore.ro. Angajații și foștii angajați din România vor avea acces online liber la datele proprii din Registrul de Evidență al Salariaților Revisal. Proiectul de lege care reglementează procedura a fost promulgat de către președintele Klaus Iohannis. Actul normativ modifică și completează articolul 34 din legea 53/2003 Codul Muncii, în sensul creierii cadrului legal pentru ca salariații și foștii salariați să poată accesa online Registrul de Evidență a Salariaților cu privire la datele proprii. Registrul General de Evidență a Salariaților
se completează și se transmite Inspectoratului Teritorial de Muncă în ordinea angajării și cuprinde elementele de identificare ale tuturor salariaților, data angajării, funcția și ocupația, nivelul și specialitatea studiilor absolvite, tipul contractului de muncă, salariul, sporurile, perioada și cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, perioada detașării și data încetării contractului individual de muncă. Dreptul de acces se limitează la vizualizarea, descărcarea și tipărirea acestor date, precum și la generarea online și descărcarea unui extras din registru, prevede legea. De asemenea, actul normativ stabilește că vechimea în muncă și specialitatea pot fi dovedite de acum și cu extrasul. Reare își asumă rolul de consultant tehnic în materie de achiziții auto. Datele statistice arată faptul că 2 din 10 mașini care se prezintă la registrul auto au probleme de identificare, de la cele mai simple, serii de motor ilizibile, lipsa codului de motor sau a plăcuței producătorului, până la cele grave, precum modificarea seriei de caroserie, șasiu. Deficiențele sunt motive de a nu cumpăra un autovehicul. Neconformitățile legate de identificare pot duce la respingerea definitivă a mașinii la reare și blocarea ei, fără a fi readmisă în circulație. Inginerii Reare au văzut de-a lungul timpului cât de vulnerabili sunt clienții atunci când cumpără o mașină. Ei nu au pregătirea necesară și pot fi ușor păcăliți de cei care cu rea credință pun la bătaie mașini cu defecțiuni ascunse, cu kilometrajul măsluit sau cu probleme de identificare, caz în care nu poate fi folosită. De acum încolo, la Reare, Grivița, sediul central, puteți veni cu mașina pe care doriți să o cumpărați pentru o verificare amănunțită. Reare are expertiza necesară depistării situațiilor care pot face diferența atunci când scoateți banii din buzunar pentru o mașină. Reare Expert oferă raport de expertiză. Inginerii Reare pot face și o evaluare din punct de vedere tehnic, care depistează reparații neconforme la structura de rezistență sau eventuale intervenții la kilometraj. Programarea la Reare se face telefonic la numărul 021 9672, fie pe site-ul rarom.ro, unde trebuie să dați click pe butonul Rar Expert, aflat pe prima pagină. One Man Show Florin Piersic la Palatul Cultural Arad. Îndrăgitul actor Florin Piersic vine cu spectacolul Nu întreba câți ani am, în data de 17 iunie, de la ora 19. Preț de 2 ore, marele maestru al teatrului va împărtăși publicului cele mai savuroase povești, va recita versuri pline de sensibilitate, va depăna amintiri din impresionanta sa carieră, vă va face să râdeți cu lacrimi și vă va bucura prin interpretarea unor piese muzicale compuse special pentru el, de către compozitorul Dan Iagnov. Prețul unui bilet este de 135 de lei. Bilete puteți găsi la caseria Filarmonicii, dar și online. Mai multe informații pe Facebook. Dragii mei, uitați că s-ar putea să ne întâlnim, nu s-ar putea, sigur, ne întâlnim pe data de 17 iunie la Arad, oraș de care mă leagă amintiri extraordinare. Dar motivul pentru care nu ne-am văzut de atâta vreme, îl știți dumneavoastră, îl știți foarte bine, așa cum îl știu și eu. Dar iată că poate, totul se mai îndreaptă și ne întâlnim. Și am o rugăminte, o mare rugăminte, să nu cumva să mă întrebați câți ani am. Că nu vă spun, și chiar dacă vă spun, să nu mă luați în serios. Câți ani am? Nu mă întrebați, vă îmbrățișez pe toți. Se pregătesc intens de mai bine de o lună și promit un show de zile mari, desprins din marile spectacole ale lumii. Este vorba despre Bobocii Universității Aurel Laicu din Arad. Liga Studenților este cea care organizează Balul Bobocilor, care va avea loc pe data de 24 mai de la ora 19 la Teatrul Clasic Ioan Slavici. Cele 8 tinere care se vor întrece alături de colegilor sunt Alexandra Anton, Ana Maria Balin, Cristina Dioseghi-Bondar, Cristina Mihu, Miruna Nou, Novac, Andreea Robu, Evelin Șofran și Raluca Vieru. Va
așteptăm pe toți în număr cât mai mare, pentru că acești boboci merită să fiți alături de ei și de noi, bineînțeles, pentru că de o lună încoace repetițiile sunt foarte intense, atât cât și pentru noi, cât și pentru ei, și se vede foarte mult dorința arzătoare în ochii lor de a fi prezenți în fața dumneavoastră pe scena Teatrului Clasic Ioan Slaviș din Arad. Michelaca înghițită complet de ape, cartierele subcetate Alfa și Ceala de asemenea inundate, terasamentul căii ferate Arad-Timișoara distrus. Toate acestea s-au întâmplat în anul 1932. Complexul muzeal Arad propune ca exponat al lunii două fotografii din acea perioadă, la împlinirea a 90 de ani de la inundațiile devastatoare. Fotografiile fac parte din colecția de istoria muzeului. Se spune despre Arad și pe bună dreptate că ar fi un dar al Mureșului. Târgul, care s-a dezvoltat pe actuala vatră, începând de la mijlocul secolului XVI, a beneficiat din deplin de binefacerile aduse de amplasarea sa lângă cel mai mare râu al Transilvaniei. Râu care, până la dezvoltarea drumurilor și mai apoi, cu 200 de ani mai târziu, a căii ferate, a fost principala arteră de comunicație din această parte a Europei. Însă această apropiere a avut și un preț. De-a lungul veacurilor, Mureșul s-a revărsat de o mulțime de ori, uneori cu consecințe devastatoare asupra așezării. Un călugăr minorit, Locatoș Otto, în lucrarea monografică Istoria Radului, este primul istoric local care reușește să stabilească o cronologie a calamităților. Aflăm că în intervalul 1738-1850, Mureșul s-a revărsat peste Arad de 32 de ori. Cea mai cunoscută revărsare din conștiința colectivă a localnicilor este cea din primăvara anului 1932. Fotografiile ne prezintă un loc pe lângă care sunt convinsă că ați trecut și aproape sigur îl veți recunoaște. Sediul Asociației de Canotaj a Clubului Sportiv Voința. Inaugurată în 1927, clădirea situată în spatele Palatului Cultural, dincolo de digul care protejează Aradul de Mureș, așadar într-un loc expus furiei apelor, a fost inundată de 4 ori în cei aproape 100 de ani de existență. Două dintre aceste ocazii nefericite s-au produs chiar în anul despre care vorbim, 1932. După o iarnă extrem de geroasă, cu multă zăpadă căzută în munți și cu râurile înghețate bocnă, problemele au început de la mijlocul lunii martie. Pe fondul încălzirii vremii, gheața a pornit-o la vale și, din loc în loc, s-a strâns în baraje uriașe care formau în spatele lor adevărate lacuri de acumulare. La începutul lunii aprilie, topirea zăpezilor din munți a umflat aproape toate cursurile de apă din bazinul hidrografic al Mureșului. Aflat pe cursul inferior, Aradul a fost lovit din plin de consecințele acestui fenomen. Cel mai dramatic moment a fost în 7 aprilie, când apele au înghițit la propriu tot cartierul Michelaca, un sat în toată regula în acea vreme. Din estimările prefecturii, din 114 case câte număra așezarea, 108 s-au prăbușit în urma inundațiilor. Deși au fost avertizați din timp, locuitorii au sperat că vor scăpa ca prin minune, astfel apa i-a surprins în case. Din fericire, nu a murit nimeni. Și alte cartiere au fost inundate, subcetate Alfa, Ceala, și de asemenea a fost distrus și terasamentul căii ferate Arad-Timișoara. Pentru că apele au spart digurile în amonte, centrul orașului a fost cruțat de data aceasta. Dar nu și clădirile aflate în interiorul digului, cum este Voința, care a fost inundată pentru a doua oară în acest an. Fotografiile sunt expuse la secția de științele naturii a Complexului Muzeal Arad.
Clubul UTA a confirmat vineri despărțirea de antrenorul principal Ionuț Badea. Contractul tehnicianului s-a încheiat la finalul sezonului, iar conducătorii grupării ardene au ales să nu-i prelungească înțelegerea. Badea a preluat-o pe UTA înainte de meciul cu Șepși din etapa a 24-a a sezonului regulat și a avut un bilanț de 7 victorii, 4 egaluri și 5 înfrângeri pe banca echipei ardene, care a încheiat play-out-ul pe locul 11 cu 33 de puncte. Tehnicianul de 46 de ani a debutat 4 juniori în prima divizie, Alexandru Pătlăgică, Denis Hrezdac, Rareș Pop și Fabian Ocibi, oferindu-le altor doi, Alexandru Roșca și Darius Iurașciuc, ocazia să facă parte din lotul primei echipe. Foarte probabil, Badea va fi înlocuit pe bancă de Ilie Poenaru, tehnician care a recunoscut în ultimele zile că se află în discuții foarte avansate cu UTA. Șepși Sfântul Gheorghe a învins-o pe FC Voluntari cu 2-1 în finala Cupei României, disputată joi seară pe stadionul Giulești. Covăsnenii au câștigat primul trofeu din istoria clubului și vor reprezenta România în sezonul viitor al UEFA Europa Conference League. Ștefănescu a înscris de 2 ori pentru Șepși în prima repriză, iar ilfovenii au redus din diferență în prelungiri prin autogolul lui Dumitrescu, însă a fost prea târziu pentru a forța o revenire. Fostul utist Cristian Costin a intrat în minutul 74 la Voluntari, în locul cehului Dropa. Datorită succesului obținut de Covăsneni, primul baraj pentru Conference League nu se va mai disputa, iar Universitatea Craiova și FC Botoșani se vor întâlni pe 27 mai pentru a decide ultima reprezentantă a țării noastre în cupele europene. Pe 9 iulie, Șepșii o va înfrunta pe CFR Cluj în Supercupa României, meciul urmând a fi primul din istoria fotbalului intern care va beneficia de sistemul VAR. Sfârșitul de săptămână ne aduce preponderent vreme frumoasă, cu temperaturi ridicate, însă și cu șanse de precipitații. La noapte cerul va fi parțial senin, cu temperaturi care vor atinge maxime de 10-11 grade Celsius. Mâine temperaturile mai cresc puțin față de ziua de astăzi, fiind așteptate maxime de 29-30 de grade Celsius. Tot mâine sunt prognozate câteva averse de ploaie și furtuni. Duminică se menține același registru, fiind prognozate valori de 26-27 de grade Celsius la amiaz. Vântul va sufla la moderat din sud-vest.